pentru a sta drepți în fața istoriei, trebuie să facem mereu, mereu recurs la documente. Numai pe baza documentelor putem face o reconstituire a istoriei. De aceea aș dori să prezint un document extrem de important, care poate să ne prezinte o imagine asupra situației României în perioada celui al doilea război mondial. Este vorba despre ultimul cuvânt al mareșalului Ioan Antonescu în timpul procesului în care a fost condamnat la moarte. Acuzatul Ioan Antonescu face o descriere a modului cum s-a accedat rolul său în politica statului din 1938 până la 23 august 1944, arătând că n-a simpatizat mișcarea legionară, că la luarea guvernului n-a avut un program schițat, deoarece nu avea un partid, că s-a adresat partidelor politice, domnului Maniu și Brătianu, care n-au voit să accepte formarea unui guvern de Uniune Națională, chiar și după abdicarea regelui. N-a venit la conducerea statului cu sprijinul Germaniei, care a ajuns la cârma țării. La formarea guvernului, domnul Maniu a refuzat să participe la guvernul de Uniune Națională, dar în schimb i-a dat oameni, tehnicieni, care au intrat în guvernul care s-a format la 14 septembrie 1940. Toate pozițiile dominante au fost în mâna altor persoane decât cei din mișcarea legionară. Nici generalul Petrovicescu nu era legionar, fiind cel mai bun prieten al său și care a fost acceptat de legionari. Domnul Maniu a declarat aici că a recomandat un guvern de militar, arătând în același timp că era și este împotriva dictaturii. Pune însă întrebarea, dacă constituia guvernul de militar nu era mai dictatorial decât cel pe care l-a format? După rebeliune a încercat din nou să formeze un guvern de Uniune Națională și întrucât partidele politice au refuzat și de această dată, a fost format un guvern de militar cu excepția doi tehnicieni. Trecând apoi la analizarea politicii externe, în citire concluziilor scrise, care coincide că n-a cerut și nici nu a cerut milă nimănui și că se coboară cu un minut mai devreme alături de martirii neamului. Memoriul lui Ioan Antonescu adresat Tribunalului Poporului, prin care își exprimă poziția sa față de înviruirile care i s-au adus în actul de acuzare și în rechizitoriile acuzatorilor publici. Memoriul depus onoratului Tribunalul Poporului la 15.05.1946 de Ioan Antonescu. Citez. Neavând putința în timpul dezbaterilor să prezint tribunalului elementele strict indispensabile pentru aprecierea la justa lor valoare, a învinuirilor care mă privesc și care sunt cuprinse în actul de acuzare și în afirmările făcute de domnii acuzatori publici, am onoarea de a depune acest memoriu. În el se arată punct cu punct, însă foarte pe scurt, elementele esențiale pe care aveam intențiunea să le dezvolt în apărarea mea în ședință publică. Sunt acuzat că am pus la cale venirea coloanei a 5-a în România la putere. Codreanu a murit în 1938. Cu niciun alt șef sau element marcant legionar nu am pus la cale nimic, fiindcă nu am cunoscut și nu am văzut pe nimeni din statul major legionar. Pe Horia Siema l-am văzut o singură dată în iulie 1940, când era ministru. Frontiera de est a țării era prăbușită. Simțeam că se vor prăbuși în curând și celelalte dacă în țară nu ar fi fost ordine. Scrisesem în acest sens o scrisoare regelui Carol și într-o audiență i-am dezvoltat această temere. Tot această temere m-a determinat să accept întrevederea cu Horia Siema. Două zile mai târziu am fost închis la Bistrița, unde nu am mai avut nicio întrevedere politică. Cu germanii nu am avut niciodată, nici direct, nici indirect, nicio legătură, fiindcă economic, politic și militar devenise independenți total de Germania, prin prăbușirea Europei, prin repudierea granițelor engleze, prin convențiile economice de petrol, foarte oneroase, prin primirea garanțiilor germane și prin chemarea misiunii militare de instrucție, am socotit, pe baza informațiilor pe care le primisem, că mi se va încredința în curând conducerea, că era interesul țării să clarific unele principii de bază cu Germania. Prin două note succesive am arătat legații germane care sunt principiile economice și politice pe care înțeleg să stau. În rezumat arătau așa.
În politica internă nu voi admite nicio imixtiune. În politica externă înțeleg ca România să aibă toată libertatea. În politica economică înțeleg ca România să fie singură stăpână a avoțiilor sale, arătând că nu admit penetrația capitalului străin decât la o limită plafon care să nu ne îngrădească libertatea noastră de deciziune. În politica petrolului arătam dorința mea de a readuce în patrimoniul național fondul acestei bogății și intenția ce aveam de a face totul ca să împiedic epuizarea acestei materii prime indispensabile dezvoltării statului și apărării lui. Deci nicio premeditare cu coloana 5-a și susținătorii ei pentru a putea prelua puterea. Nici nu aveam nevoie. Puterea mi se oferise în 1937 și 1938 de acela care era singurul ce avea căderea să o facă, de rege. Sunt acuzat că am făcut primul guvern cu bază legionară. Am explicat și în instrucție și în ședința publică că nu era în țară la acea epocă altă bază politică. Era de ales între anarhie, cu consecințele ei, protectorat și prăbușirea totală a granițelor și încercarea de a liniști, de a canaliza, de a domina sau de a stinge o mișcare a cărui caracter terorist putea prăbuși total neamul românesc. Am ales încercarea și în cele 5 luni de guvernare legionară am tratat țara în bolnav, lăsând poporului pe posibilitatea ca prin convingere să extirpeze singurul virus care îl contaminase și amenințase existența. Sunt acuzat că am sprijinit România pe Germania, despărțind-o de aliații firești. Aliații firești de acea epocă se prăbușiseră Franța, se prăbușise mica înțelegere și înțelegerea balcanică, se prăbușiseră Polonia, țările Baltice și Finlanda, se prăbușiseră Liga Națiunilor și Securitatea Colectivă, se prăbușiseră și toate granițele noastre și procesul nu era terminat. Ungurii pretindeau tot Ardealul. Rusia, după cum ne-a declarat-o de mai multe ori domnii Ribbentrop și Hitler, pretindea Moldova până în Carpați, Delta Dunării și bazele strategice din Dobrogea, ceea ce însemna și pierderea acestor provincii. În fața acestei perspective și lipsa de altceva, regele Carol, pentru a salva țara și pe el, a dat pe plan economic Germaniei tot ce i s-a pretins. A admis cursul mărcii la 60 și chiar la 80, a repudiat public garanțiile britanice, a propus Germaniei un pact de alianță perpetuă militară și politică, a cerut trimiterea unei misiuni militare germane, atât pentru instruirea cadrelor noastre, cât mai ales ca un simbol al garanțiilor date. A acceptat aderarea la pactul tripartit, a dat Germaniei monopolul exportului petrolului în schimbul armamentului necesar armatei, intrând astfel total și fără credință de ieșire în orbita germană. Aceasta este situația economică și politică internațională pe care am găsit-o în septembrie 1940. Orice altă politică nu era posibilă. Orice gest de ieșire făcut ar fi dus la protectorat, sigur, la pierderea Ardealului de Sud și poate la ocuparea Moldovei, a Deltei și a Dobrogei de către Rusia. Propunerile propuse Rusiei de înțelegere în noiembrie 1940 au rămas fără răspuns. Raporturile între noi și ruși au fost între iulie 1940 și iunie 1941 foarte încordate. În arhiva Marului Stat Major a Cabinetului Militar se găsește o documentare completă. Stâlpii graniței provizorii stabilite după acceptarea ultimatului erau zilnic deplasați. Se schimbau zilnic focuri. După urma lor cădeau morți și răniți. Avioanele ruse făceau zilnic cursiuni până în Carpați. Domnul Lavrentiev mi-a cerut condominiul la Dunărea Maritimă și dreptul pentru vasele de război ruse de a pătrunde până la Brăila. Tot domnia sa mi-a cerut să dau din vasele și materialul rulant și locomotive cotă corespunzătoare suprafețe teritoriul ocupat, ceea ce nu era prevăzut în condițiile ultimatumului. S-au ocupat cu forța insulele din brațul Chilia, decembrie 1940, și s-a încercat să se pătrundă cu forța în canalul Sulina la 2 ianuarie 1941. Toate aceste acte de agresiune erau cunoscute de miniștrii Marii Britanii și ai Americii.
În concluzie, am mers cu Germania, fiindcă am găsit țara angajată în această politică și nu putea nimeni atunci, oricine ar fi fost el, să-i dea altă orientare fără riscul de a prăbuși total țara. Trebuia deci făcută o politică de moment pentru a evita protectoratul cu toate consecințele lui cunoscute. Sunt acuzat de asemenea că am adus misiunea militară germană. Am arătat realitatea. S-a afirmat că scopul ei era de ocupație a punctelor strategice cheie, economice și militare și că efectivele ei depășeau necesarul pentru instrucție. Aveam 1.200.000 de soldați mobilizați și misiunea germană avea 19.000. Cu aceste efective nu se puteau ocupa pozițiile cheie strategice și militare și economice. Documentarea existentă la Mare Stat Major și la Cabinetul Militar face dovada că instructorii germani au fost repartizați numai în centrele de instrucție. Aveau o atitudine foarte corectă și nu au făcut niciun act de misiune în probleme economice. Convenția semnată în ianuarie 1941 între Ministerul Economiei Naționale și Neubacher prevedea să se dea lunar aceste misiuni pentru nevoie de hrană. Două puncte. 14 vagoane mazăre, 7 vagoane linte, 3 vagoane săpun, 100 vagoane orez și ovăz, 50 vagoane paie. Acuzarea a vorbit de 7 corpuri de armată. A făcut confuzie între această misiune și armata germană care a trecut pe la noi, în Balcani, în februarie și martie 1941, pe care nu am avut nicio obligațiune de hrănire. Tot ce a fost luat de această armată, cât și misiunea de instrucție, a fost prin intendența română și numai în cadrul contingentelor ce trebuia să dăm Germaniei pe baza convențiilor economice anuale. Ceva mai mult, am pretins că prețurile alimentelor livrate să fie sporite cu costul transporturilor pe care l-ar fi încasat căile ferate dacă contingentele mergeau în Germania. Misiunea militară germană trebuia să stea în țară numai 3-4 luni, după care lăsa materialul la dispoziția necesară, tancuri, avioane, tunuri, antiaeriene. Era plătită de 100 de milioane lei lunar, însă suma era recuperată, fiindcă benzina necesară tancurilor și avioanelor costa mai mult. Instruiam ofițerii și piloții noștri pe socoteala germanilor. În ce privește trecerea armatei germane prin România în Balcani, nu aveam de ales. Când mi s-a pus această problemă în ianuarie 1941, legionarii organizau rebeliunea în țară și la București se înarmau și ocupau militărește toate autoritățile, de la primării până la prefecturi. Stațiile de radio și depozitele de distribuție erau în mâna lor. Trupele germane se găseau cu capul lor de coloane pe linia Cluj, Oradea, Arad, Timișoara. Ungaria și Budapesta acceptaseră acest lucru. Dacă refuzam, ar fi trecut cu forța, cum au trecut și forțele ruse, Putul, în 1877-1878, forțând pe domnitor, guvernul și armata să se retragă în Oltenia și să lase restul țării la dispoziția ocupatorului. De această dată, perspectiva era mai gravă, fiindcă dacă respingeam propunerea, Horia Simion ar fi învins cu concurs german la 23 ianuarie 1941. Consecințele se pot deduce. Regimul Horia Sima sau ocupație cu forța teritoriului nostru ar fi însemnat omorârea tuturor evreilor, a tuturor comuniștilor, a tuturor cadrelor politice și intelectuale, ar fi însemnat jefuirea până la secare și fără nicio contravaloare a avuților și muncii românești. Am fi avut din 1941 soarta Serbiei. S-a spus de acuzare că toată țara a fost ocupată. Nu este exact. Trupele germane s-au concentrat în lungul Dunării, între Giurgiu și Bechet, așa cum au făcut trupele ruse în 1877-1878. Și la sfârșitul lunii martie nu mai era niciun soldat din această armată în România. Cum însă am refuzat să mobilizez pentru a nu provoca Rusia, cu care mi se pare că erau înțeleși, germanii au trimis prin Galiția două divizii, nu 7, cât s-a afirmat. Prezența lor avea acolo doar un caracter simbolic. Am fost acuzat că am premeditat războiul contra URSS. S-a sprijinit această afirmație cu planurile găsite la Marele Stat Major și cu crâmpeie de discuții extrase din conversațiile pe care generalul Ionițoiu le avea cu generalul Hansen, șeful misiunii militare. Am explicat în ședință publică că planurile se încadrau în lucrările cu caracter tehnic al ipotezelor de război, defensiv sau ofensiv, pe care orice armată din lume le întocmește anual,
pentru apărarea granițelor țării în eventualitatea războiului. Ar fi o crimă de trădare dacă nu s-ar face. Franța a fost robită în 1870 pentru că nu au avut pregătite aceste planuri. Discuțiile cu Hansen erau o consecință a cadrului politic internațional în care eram situați. Primisem garanțiile germane. Germania trebuia să lupte conform acestor garanții alături de noi în caz de violare a granițelor. Aveam astfel de planuri militare și în cadrul micii înțelegeri. A înțelege balcanice sau cu Polonia. Pentru ca să ajungi la planul, trebuie să ai discuții. Dar Germania a firmat întotdeauna ca o înțelegere cu Rusia și la grabă și la dorința ofițerilor noastre de a spăla onoarea armatei și a înlătura nedreptatea din 1940. Ei răspundeau că nu vor ataca Rusia și planurile trebuiau să fie numai de apărare. Eu însumi, după întoarcerea de la Berlin și în alte ocazii, până în aprilie 1941, am declarat contextual în Consiliul de Miniștri când se analiza politica externă. Problema granițelor de est este mai complicată. Nu o putem soluționa noi. Se va rezolva la pacea generală pe plan european și în cadrul politicii mondiale. Pentru problema Ardealului am repetat în Consiliul de Miniștri ceea ce spusese lui Hitler. O vom soluționa singuri când va veni momentul potrivit. Făcând afirmațiunea că dacă 16 milioane de români nu vor fi în stare să scoată din sclavia ungurească 1,3 milioane de români, să piară cei 16 milioane. Iată poziția luată de mine față de soluționarea problemelor pe care le puneau România, arbitrajul de la Viena și ultimatumul rus. Vă mulțumesc! Vom continua acest episod interesant din istoria românilor cu dezvăluirile generalului Ion Antonescu privind implicarea României în al doilea război mondial.